Salut! Am o oră liberă și m-am gândit să răspund dintr-o dată la mai mulți sau la toți comentatorii și comentatoarele de pe Facebook, pentru că sunt foarte mulți, neașteptat de mulți, și pentru că se creează o tendință nouă. Am un clip, cel mai popular clip al meu de pe YouTube, cu niște polițiști lângă primăria sectorul 1, la intrare pe podul, pe pasajul Basarab. Clipul are în 3 ani mai mult de 1 milion de afișări pe YouTube. Ziceam că e cel mai popular. Dar imediat după cum l-am publicat, polițiștii au început să scrie plângere la... Uite-l, ăsta e. Au început să scrie plângere la YouTube că le încalcă datele personale, chestii, inventau ei tot felul de chestii. La intrare pe podul Basarab, poliția l-a Discuția oprit pe un... stau mai încet. Și de fiecare dată YouTube îi trimitea la plimbare pentru că sunt în uniformă și e clar că nu pot fi protejați de nici de legi internaționale, nici de legea românească, și de asta clipul a supraviețuit, după cum vedeți, până acum. Dar pentru că oamenii au fost foarte, foarte insistenți, ultima vreme am primit notificare că s-a decis restricționarea acestui clip pentru România. Ce e o mare lovitură. Buletinul, da, așa, e hărțuire. O să răspundeți. Trebuie să aveți temei să mă legi, stimați. Trebuie să aveți temei. Cam asta e ideea. Publicul principal al meu de când m-am mutat de 4 ani la București e din România. Și miza era ca să vadă organele, polițiștii din România sau cetățenii de rând să vadă cum trebuie să te porți cu organul, cu demnitate, corect, cu calm, apărându-ți drepturile. Și iată, clipul a fost blocat pentru România, ceea ce m-a făcut ca alaltăieri, pe 19 februarie seara, să-l copiez și să-l bag pe Facebook. Să rămână dovadă despre cum apăr, cum lupt, cum se comportau atunci și în mod sigur se comportă și acum organele înarmate. Și au urmat, iată, după cum vedeți, 1000 de comentarii și vreo 1500 de distribuiri. Adică foarte multă lume a distribuit și a văzut acest clip. Dar m-a impresionat calitatea comentariilor pentru că oamenii vorbesc altfel, probabil e altă categorie socială preponderentă pe Facebook, vorbesc altfel pe pagini decât pe YouTube. Și de ce m-am gândit? Pentru că, după cum vedeți, e foarte dificil de intrat pe comentarii, de urmărit. Pentru că nu pot să o fac asta foarte des și eficient, m-am gândit să o fac odată și bine, să comentez ce spun oamenii și să fac o sinteză a comentariilor. Am vrut să vă arăt o parte aici din clip și l-am făcut pe ecranul mare, dar se pare că asta mi împiedică chiar de tot să văd comentariile. De aceea o să mai intru o dată pe pagina mea Oleg Breg, activist civic, unde se desfășoară bătălia ca să reușesc să ajung totuși la comentarii despre care vă spuneam că sunt altfel decât cele acumulate până acum pe YouTube, pe canalul meu alternativ, pentru că clipul inițial l-am pus pe canalul meu de bază, am primit reclamații de viață privată și le-am blurat lor fața, dar l-am încărcat și pe canalul meu alternativ Brega 2. Ei bine, acolo a făcut carieră acest clip și a acumulat milionul de afișeri, 1.300.000 chiar, și foarte multe comentarii, pentru că acolo au rămas polițiștii cu fața
neacoperite. Dar eu am înțeles că polițiștii nu sunt protejați de YouTube pentru că poartă uniformă și de aceea nu le-am mai blurat fața când au făcut plângeri și pe canalul 2. Iată, aici pot vedea comentariile mai bine, pot să le fac mai mari ca să le vedeți și voi. Și o să le dau să mi le arate nu pe cele mai relevante, ci pe toate. Chiar dacă sunt 1000, ziceam că am o oră la dispoziție și o să stau să le sintetizez, să le dau replică. Ah, uite aici. Am făcut mai mare și s-a mutat toate comentariile, da? Cine mă laudă, nu neapărat îi citesc pentru că nu vreau neapărat să fiu măgulit. Totuși, cineva a constatat și are deja 85 de like-uri acest comentariu, a constatat că i-am pus pe polițai pe fugă și pe șofer l-am scăpat de abuzul polițiștilor. Nu sunt sigur că s-a întâmplat asta pentru că șoferii, polițiștii i-au zis ceva șoferului și acela a coborât încolo pe bulevardul Giulești sau nu știu cum se cheamă ăla care merge pe lângă gara feroviară, pe lângă gara de nord, pe sub podul Basarab. Și probabil cu actele la ei l-au ajuns din urmă și s-au lămurit undeva departe de ochii mei, dar eu n-am putut să-i mai urmez pentru că eram ocupat. Și așa am pierdut timp cu ei un sfert de oră, dar merita investiția pentru că clipul ăsta mi-a adus cele mai multe venituri până acum. Vă dați seama, la 1 milion de afișeri, na, nu foarte mult, dar vreo 300 de dolari, de euro, tot am încasat până acum. Halal polițiști, cea mai multă lume constată că polițiștii sunt de toată jena. Cineva constată că așa le trebuie pentru că n-au temei legal. Deci dacă pe YouTube foarte mulți îmi reproșau, băi, trebuie să te subordonezi indicațiilor polițiștilor, că dacă erai în America erai împușcat, că dacă erai în Europa erai deja de mult arestat. Aici pe Facebook foarte multă lume e de acord cu mine, poate că aș trecut timp și au învățat și de la alți activiști că nu poți fi legitimat doar așa, ca să știm cu cine vorbim, cum zic polițiștii și jandarmii și poliția locală și paznicii și tot cine vrei. Deci nu poți fi legitimat așa, ci chiar și Poliția Națională, chiar și mascații pot să te legitimeze doar dacă au un motiv legal. Temei bazat pe lege. Ai săvârșit o infracțiune sau o crimă sau o contravenție sau ești pe cale să o săvârșești sau dacă există o operațiune și atunci se caută suspecții sau eu știu dacă, nu știu, e carantină, e stare de urgență sau operațiunea MACO, a furat cineva traista cu MAC și trebuie să o găsim și atunci te opresc, te legitimează și te caută în portbagaj dacă nu ai traista cu MAC. Doar așa au motiv să te oprească și să te legitimeze. Și tot e o idee falsă că trebuie neapărat să ai buletinul la tine, pentru că am văzut și la alte clipuri, mai am o astfel de aventură la voluntari cu un polițai care m-a și amendat și oamenii pretind că de ce n-aveai buletinul la tine? Sau polițaii tot așa, de ce n-aveai buletinul la tine? Că iată că se vede la tine în geacă buletinul. Chiar dacă l-am, nu sunt obligat să vi-l dau sau să vi-l arăt, mai ales acum în pandemie, pentru că voi puneți labele pe el și îl umpleți de carcalac, cum zice Haregeană. Imaginea poliției rămâne cum te porți și te manifeste într-un mod diabolic și lipsă de instruire cu un cetățean pașnic. Poliția reprezentată de tine, așa cum spui, e jalnică, zice Cristi Vine și foarte bine le zice. Cele mai importante comentarii, dacă au deja câteva ore sau o zi, au și replici. Sau dacă sunt controversate, dacă sunt comentarii șocante, imbecile, idioate, strigătoare la cer, au foarte multe reacții din astea, cu emoticoane, cu mutre, smilicuri, sau au comentarii. Poliția trebuie să arate legitimație ca să fie sigur omul că este de la poliție. Poate fi un vagabond în uniformă furată.
Și eu spun, chiar mai ieri am văzut la televizor niște prietenși polițai care speriau oamenii, făceau abuz de uniforma. Am înțeles că erau foști polițiști. Ce am făcut aici? I-am șters omului comentariu fără să vreau. Sunt prea multe notificări și prea multe butoane pentru un om care e cumva stresat, tensionat, pentru că e în direct și îl privește probabil foarte multă lume, dar n-am timp să mă uit acum cine și câți mă privesc. Oricum, mai mulți o să privească și o să analizeze și poate o să comenteze după asta, cum s-a întâmplat și cu clipul cel. Ați văzut, era un nene care s-a oprit și îmi dădea replici și am intrat cu el în polemică, dar mai important sunt, iată, cei care văd și comentează, reacționează după asta, ani la rând. Deci sunt 3 ani, din 24 ianuarie 2018 e clipul cel, și acum suntem în 2021. Februarie. Ținând cont că avea mașina din dotare cu ei, normal și polițaii trebuia să arate legitimație, zice Robert Apostol, ironic. Adică ce, nu-i suficient că are uniformă și mașina în dotare? Dar n-ai văzut mașina aruncată? A filmat Harigeană, mașină de poliție aruncată la gunoi. La gunoi ăștia, ascunsă sub mormane de gunoi. Undeva pe lângă Ploiești, se pare. Pe la Bărăitaru sau ceva de felul ăsta. Și haine de poliție tot așa. Poți să le furi, poți să le găsești pe sârmă, la uscat, le-ai luat, te-ai dus, ai luat mașina de poliție și bagi spaima în oameni că ești polițai. Deci nu, polițiștii trebuie să-și arate legitimația sau insigna, trebuie să se legitimeze ei în primul rând, sau ele, că sunt și polițiste, și să justifice de ce te-a oprit din drum, de ce te documentează, te legitimează, te întreabă numele și unde te duci, ce faci, ce ai de gând să faci. Altfel e un abuz. Doar că chestia asta nu o înțeleg nici procurorii cărora m-am plâns pe atâtea abuzuri polițienești în ultimii ani, la Bragadirul, la Voluntari, Sectorul 6, București, nici judecătorii. Altfel de magistrați care te adresezi cu toate documentele pe față și cu probe video și care tot așa te trimit la plimbare, dar plimbarea mea se termină la Strasburg. Deocamdată am 3 plângeri împotriva României, dintre care se pare doar una a fost respinsă și îmi pare rău. E vorba de incidentul de la parchetul Corneto, unde jandarmul Iager m-a bruscat, nu m-a lăsat să intru pentru că eram în pantaloni scurți și în sandale, și în tricou, și lui s-a părut că asta e ținută inadecvată și eu cred că e un abuz și o formă de discriminare. După care nu m-a lăsat să filmez și a pus mâna pe cameră și m-a împins din curtea parchetului. După aceea m-a tras înapoi în curtea parchetului. Deci astea sunt abuzuri, privare de libertate, încălcare de drepturi fundamentale. Dar nici parchetul n-a văzut problemă în chestia asta, nici CEDO n-a vrut să se ocupe de un astfel de caz pe care l-a considerat menor, pentru că n-am fost amendat, pentru că n-am fost arestat, doar un pic, așa, câteva minute hărțuit. Îi înțeleg, au mii de dosare și de la România și de la Republica Moldova. Sper să se ocupe serios măcar de celelalte cazuri în care am fost și amendat, și agresat fizic, și agresat verbal, și instanțele de judecată au respins plângerile mele penale, contestațiile împotriva amenzelor și tot așa. Și am deja de 4 ani de când sunt în România, am astfel de cazuri multicele. Iată, unul e pe rol acum la tribunal din sectorul 6 cu niște polițiști locali care m-au amendat de 2 ori pentru că le-am documentat faptele imorale și ilegale. Iată, Mariu Stincă e convins că polițiștii tot trebuie să se legitimeze. Nicu Popa reproșează. Nu se legiferează excepții amice. Dacă au fost persoane deghizate în polițiști, acele persoane devin infractori și vor fi pedepsiți dacă sunt priși. Ca să se prevină astfel de abuzuri, se prevede procedura de legitimare întâi a omului legii. Ca să nu abuzeze cineva de
o astfel de uniformă care poate fi polițienească sau poate seamănă cu cea polițienească. Și de asta există prevăzut și în lege declinarea calității de om al legii, de polițist, de jandarm abuzivă, ilegală. Există pedepse penale. Pentru asta trebuie să prevadă legea pedepse, pentru că lucrurile se repetă. Chiar dacă ți se pare că a fost un caz singular, recent, cazurile astea tind să se repete dacă nu ar exista procedură legală și pedeapsă prin lege. Mai căutăm comentarii. Lucrez în Irlanda, am fost și eu oprit de câte gardă de polițiști și cu toate că aveau haine de poliție și-au arătat legitimațiile, zice Marius Tincă. Pentru că eu mergeam la muncă și ei au vrut să vadă scrisoarele. Acum sunt probabil reguli din astea de pandemie, trebuie să ai dovadă că te deplasezi cu treabă și nu umbli lela. Să vedem comentariile cu multe reacții. Deci, tendința am observat-o că situația pe Facebook nu e atât de îngrijorătoare și dezastruoasă cum îmi părea pe YouTube. Probabil pe YouTube publicul e mai puțin educat, probabil pentru că e foarte tânăr și încă n-a trecut prin viață și n-a trecut prin instanțe și n-a trecut prin școli. Iar pe Facebook oamenii au trăit și pe timpul Ceașcă și în Occident, în democrație și în România modernă. Și asta mă bucură. Niște șmecheri care cred că doar ei pot să enumere niște legi pe care nici ei nu le știu bine. Acum au tupeu, dar când a trebuit să salveze o minoră din casa unui traficant, stăteau și așteptau la poartă, zice Cătălin Cătă despre cazul de la Caracal. Iată cineva mai xenofob, are și 30 de reacții, dar unele sunt de acord cu el. Poate fi un like întâmplător, omul știe ca și cum s-a abonat la comentarii. Unele sunt foarte contra, supărate pe el și iată unii mor de râs. Ion Ostache zice, ăsta în Basarabia făcea show-uri și acum a plecat în România. Închideți-l dracului. Și scrie agramat, închideți-l. Probabil e basarabian, după cum scrie, că de regulă așa vorbesc unii basarabieni, așa se exprimă în scris unii basarabieni. Și Mihăiță Sipică îi dă replică, în Basarabia, ca și în România, sunt o grămadă de proști. Educația lipsește și lumea nu are capacitatea de a distinge oameni corecți de escroci. Despre Maria Olara am și eu o părere rezervată. Cred că ea deseori abuzează de instrumentul pe care îl are, camera, telefonul și posibilitatea de a transmite în direct. Deseori încalcă drepturile oamenilor pe care îi filmează și uneori chiar hărțuiește. Înțeleg că s-a inspirat de la filmările mele, dar cred că ea sare dincolo de limita, deseori sare dincolo de limita acceptabilului. O să ia și ea niște amenzi și poate o să se liniștească dacă nu o să înrăiască mai tare. Poate ocazie cu care o să citească legile și o să înțeleagă până unde avea voie să meargă cu filmarea. Aici oamenii încep să se înjure și nu vreau să le atrag atenția. Dacă o să am timp, o să mai și elimin unele comentarii pe care le-am văzut foarte toxice, foarte ofensive. Le-am șters până acum. Dar trebuie să ai timp. Alt comentariu cu 30 de reacții. Frați români, nici nu vă puteți închipui pe cine l-ați primit în țară și vreau să rog poliția română să nu-l băgați în seamă pe acest om. Are probleme. Omul nu știe să folosească, Anatol Sperciuc, nu știe să folosească virgulele și nici liniuțele. Deci cel mai probabil e și el basarabian, pentru că în România cel puțin gramatica se învață mai temeinic în școala generală. Ion Hanganu zice, Bregă, ești doar un provocator de doi bani, nu ai nimic în comun cu respectarea drepturilor sau a legii.
îți faci PR jucând pe emoțiile oamenilor, un proiect cu o perspectivă enorm de mare, dar care din păcate l-ai transformat într-un show de prost gust, bineînțeles, pentru că e mult mai simplu decât să faci ceva decent ajutând cu adevărat societatea. Încă în România ai mai dus prostia. Postscriptum, nu mai apela la țările civilizate, ca să fi fost acolo de mult dispăreai de la orizont îngropat în cauze civile sau chiar penale pentru ultraj la adresa forțelor de ordine. Nu e adevărat, am protestat și la Lisabona și e adevărat că au venit carabinierii sau polițiștii peste noi și a trebuit să polemizeze sora mea cu ei, că ea știa portugheză, eu nu. Dar eu făceam un protest pașnic total inofensiv la ambasada rusă. Și am scris o plângere după aceea la ombudsman, dar și ombudsmanul portughez, ca și cel român, probabil e politizat și cam incompetent și nu a reacționat. Dar a rămas fără amendă, fără alte consecințe. În schimb, am protestat la Varșovia, am stat 2 săptămâni și am făcut 3 proteste, tot la ambasada rusă, la ambasada română și la ambasada moldovenească. A fost extraordinar minunat. Am protestat la Stockholm, la Bruxelles, deci nu e adevărat, n-am avut niciun fel de altercații cu forțele de ordine, a fost minunat. Și e adevărat că provoc ca să văd reacția organului, să vedem dacă el cu mine se poartă așa, vă dați seama ce face cu omul care nu are cameră, care nu are studii elementare, nu are studii juridice, nu știe să strige în gura mare poliția când îi se încalcă drepturile. Dar eu sper că nu depășesc limitele provocării și că obțin exact efectul pe care mi l-am dorit, să educ polițiștii și să educ pe cei care vor intra în contact cu polițiștii vreodată să-și cunoască drepturile, să nu fie speriați de tramvai, să se lase șantajați, să se lase escrocați, să se lase abuzați. E necesar să fie educați și cetățenii și polițiștii, mai ales că aceia sunt plătiți din bani publici. Tatiana Pleșca îi dă o replică, ocupă-te de propriile proiecte, hanganule, n-ai niciun drept să dai sfaturi pe care nu ți le solicită nimeni. Ba, cred că poate să-mi dea sfaturi. Tatiana, nu înțelegi de ce Brega este un provocator, tu ești un profitor pe care nici în cot nu-l frige de societatea moldovenească. De ce, mă rog, îți permiți să dai lecția altora? Eu cred că pe internet, în spațiu public, pentru asta publicăm, ca să provocăm dezbateri, ca să provocăm reacții. Am crezut că am pornit înregistrarea, dar n-am înregistrat. O să văd măcar dacă se duce. Da, măcar se duce. Pe Facebook, pe rețele. Nu-i bai, pentru YouTube o să extrag o copie de pe unul dintre, de pe una dintre paginile mele. Cam așa se vede. Sper că se vede bine. Puteți să și comentați, o să vă răspund la întrebări sau o să reacționez la comentariile voastre. Aroganți și șmecheri s-au dovedit a fi polițiștii, zice tot Tatiana Pleșca în concluzie. Voi faceți ce vreți în țara noastră, mai mergeți la ruși și vedeți dacă puteți face așa ceva, ne sfătuiește Marian Roman. Eu nu înțeleg de unde aroganța asta. Pe grupurile de religioși auzim îndemnul, bă, iateilor, duceți-vă în țări musulmane să vedeți cum vă tratează. Sau iată în grupurile pe pagini, pe internetul românesc, basarabienii suntem trimiși la ruși. Nu ne-ați trimis destul în 28 iunie 40, când rușii v-au făcut un ultimatum și ați zis da, 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 luați Basarabia, numai pe noi lăsați-ne în pace. A? Eu zic să o lăsați mai moale cu trimisul la ruși, că de ruși suntem sătui, în sens că de politicile rusești, că altfel n-am probleme cu rușii, nu sunt eu
xenofob, rusofob ca unii și nici foarte naționalist, dar România n-a făcut foarte bine, nici când ne-a lăsat în 40 pe mâna rușilor, nici când a venit peste un an să chipurile ne elibereze și să facă o grămadă de ilegalități, atrocități în Basarabia, ci că eliberată. Nu mai stau să comentez cum au fost cei 22 de ani de după unire. Ne-am unit condiționat, am avut niște pretenții, dar au fost ignorate și în Basarabia au fost trimiși tot felul de zbiri, de satrapi, de jandarmi care și-au bătut joc de basarabieni și după aceea se miră. Dar oare de ce România are imagine proastă în mentalul colectiv basarabian? E de vină și propaganda sovietică care demonizează România și vorbește despre jandarmul și despre moșierul român. Dar e de vină și guvernarea românească care a făcut din Basarabia latrina României mari. Iar în Transnistria, vă amintiți, au deportat oamenii pe motiv că erau romi sau evrei sau dușmani ai poporului. Dacă nu i-au omorât acasă, i-au deportat în Transnistria și au lăsat să moară în frig sau de foame sau de tifos. Deci ne-am lămurit cu rușii, da? Și rușii scris cu majusculă. Ori Rusia, ori ruși cu r mic. Și iată, dacă omul e supărat, ăsta l-alt ameninț cu înjurătura. Cineva zice că sunt clovn de 2 bani, eu cred că merit mai mult, nu doar 2 bani și nu consider clovnerie ce fac. Noi vă apărăm bunul nume, nu numai în Republica Moldova, unde tare multă lume nu vă vede cu ochi buni, ci și în Europa, unde vă merge veste de trânturi, tâlhari, etc. Nu o să citesc astfel de comentarii, pentru că toți sunt prejudecăți ale unor basarabeni despre toți românii. Și că în Europa le apără bunul nume. Deci o să abandonez polemica asta identitară. Iată alt comentariu cu 30 de reacții și încă 29 de răspunsuri. Dacă nu ai nimic de ascuns, te legitimezi, că așa e normal într-o țară civilizată, zice Constantin Asavei și mă tem că omul are gândire conservatoare, înapoiată, rămasă în România ceaușistă. Te legitimezi în momentul în care ți se aduce la cunoștință ce abatere ai făcut, zice Ion Nistor pe bună dreptate. Altfel, organul legii încalcă tocmai legea pe care trebuie să o respecte. Minunat, după cum vedeți, am dat omului și un like și mai sunt 12 ca mine care au susținut acest comentariu. Un polițist într-o țară civilizată te legitimează dacă ești suspect de ceva sau ai încălcat ceva, dar din pricina că sunt majoritate ca opinia dumneavoastră, tac ca oile și pretind că trăiesc într-o țară civilizată, acel polițist cu barbă sunt sigur că dacă i-ar face un control la psihiatru detaliat, ar ieși de o agresivitate inacceptabilă pentru funcția pe care o deține de polițiști. Sper că aș fi fost dat afară. Nu știu, n-am cercetat, n-am scris plângere pe ei, nici ei nu mi-au trimis amenda acasă. Nu știu dacă cei doi polițiști mai lucrează în organe, dar nu m-aș mira să fi avansat și acum să aibă grade și mai mare. Mai mari. La cum s-a înțeles democrația în România, zice Marian Cornel Arma. Trebuie să ții buletinul în safe, să nu afle poliția cine ești. De asta am ajuns ceea ce suntem acum. Nu poliția este vinovată. Dacă un polițist a făcut un abuz, îl poți da în judecată. Dacă ai luat amendă, poți face contestație. Dar ești obligat să te legitimezi. Marian Cornel Arma. Buletinul poți să-l ții în safe acasă. Pe stradă, dacă te oprește și te legitimează justificat sau nejustificat, dar nu mai vrei să intri în conflict cu ei, poți să spui doar numele și datele de identificare. Nume, prenume, CNP sau data, luna, anul, locul nașterii, ca să te identifice.
Nu ești obligat să ai buletinul la tine. Crede-mă, poți să-l ții în safe acasă sau sub saltea sau unde vrei tu. Dacă a făcut un polițist abuz, poți să-l dai în judecată. Da, și iată, vă spun, de 4 ani de când sunt în România, am denunțat fapte ale polițiștilor și superiorilor lor, poliției judiciare și procurorilor și am contestat amenzile lor. Și iată, cum v-am zis, a trebuit să ajung la CEDO pentru că lucrurile nu merg nici în poliție, nici în magistratură, nici în lumea procurorilor, care în România tot au statut de magistrați. Deci, da, te legitimezi și oamenii, știind probabil toate îmbârligăturile astea, preferă să se umilească, să accepte orice moft al polițiștilor și îi tratează ca pe niște curcani periculoși. Dar nu mai putem vorbi de stat de drept, de drepturile omului, de demnitate. Înseamnă că suntem un stat polițienesc și noi suntem niște mioare păzite de lupi. Nu avea de ce să-l legitimeze, zice Petru. Este legal să înregistrez. Da, deci ei m-au legitimat pentru că eu am scos camera și filmam pe stradă. Asta poate să facă oricine, oriunde în spațiu public. Chiar și pe oameni privați poate să-i filmeze. Oamenii privați poate să vină și să zică: vă rog imaginile astea să nu le publicați, eu nu vreau să fiu publicat. Atât poate să facă un om. Nu poate să interzică filmatul, pentru că filmatul e un drept fundamental. E protejat de Constituție, e protejat de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, articolul 10, sau de declarația, nu, de Convenția Europeană și de Declarația Universală a Drepturilor Omului, articolul 11, 19. Hai, am început să mă bâlbâi, nu mai citesc din legi pentru că sunt răcit. Nu, sunt încordat că am acum și o ședință de judecată în care sunt acuzat de prelucrarea datelor cu caracter personal fără drept. Și aștept hotărârea instanței să văd dacă mă amendează, trebuie să scriu contestație. Tot am invocat libertatea de exprimare, dreptul de a documenta felul cum e ținut în condiții inumane o persoană cu dizabilități mentale. Și asta e de interes public și a fost o situație de conflict acolo. Dar ei o țin langa că legea prevede că n-ai voie. Poți să filmezi și în dormitor și în clozetul tău, nu al meu, dacă văd că acolo tu îți bagi joc de animale, de copiii tăi, de nevastă, de frate tu, de oameni vulnerabili. Dacă văd o ilegalitate, am voie să o filmez și la unitatea militară, că cineva pomenește unitățile militare. Sau la vamă, oriunde, în cea mai secretă unitate. De asta cred că Julian Assange a făcut bine, sau cine mai era acolo, Snowden, au făcut bine că au divulgat secrete de stat americane, pentru că acele secrete de stat vizau niște abuzuri ale armatei și niște abuzuri ale diplomaților și ale serviciilor secrete americane. Imixtiune în viața privată, supravegherea oamenilor. Când denunți niște abuzuri, ești whistleblower. Ești avertizor de integritate, iată un termen pentru astfel de persoane. Și ești protejat. Alexandru Verdeș zice: primul care trebuia să se legitimeze era polițistul, ținuta lui era incompletă, a oprit mașina pe carosabil, creând situații periculoase pentru participanții la trafic și asta nu e ok, tocmai ei sunt cei care încalcă legea și drepturile omului, dar vor bani în plus la salarii. Probabil se referă la posibilul act de corupție la care aș fi asistat dacă filmam pe ascuns, din tufe. Polițistul cu barba a refuzat să se legitimeze, zice Aurel Ivan. Lipsă de cască la polițistul bărbos, ceea ce denotă nesimțire față de uniforma de polițist. Limbaj agresiv al polițistului cu amenințări. Polițistul trebuie să te înștiințeze de ce te legitimează, control de rutină sau ești suspect, etc. Dacă polițistul avea cascheta, se legitima primul, nu verbal, ci cu legitimația de polițist și cerea legitimarea lui Oleg, dădeam dreptate polițistului. Dar aici polițistul încalcă protocolul legitimării. Polițist neinstruit. Sau instruit, dar a crezut că o să meargă, avea de gând să mă ia la secție de poliție, să lase bicicleta pe marginea drumului, cum s-a întâmplat de altfel peste un an la Bolintin Vale.
M-au luat doi polițiști, tot așa îi filmam pe stradă, m-au luat și m-au dus la secție să mă intimideze, să eventual să-mi șteargă înregistrările video și au lăsat bicicleta pe marginea drumului. Cu bagaje, făceam o călătorie mare în sudul României. Și am scris o plângere, ei deschis dosar penal pe acei polițiști, dar a înghețat la Bolintin Vale. Și am scris o plângere împotriva procurorilor și mi-a venit procurorul în instanță și a zis: suntem numai 3 procurori în tot Bolintini și avem 3.000 de dosare. Poftim? Dar și care e problema mea? Faceți proteste, greve, cereți de la parchetul general, de la parlament, de undeva, cereți întăriri. Dar de ce mă țineți pe mine? De aproape 2 ani eu nu am o decizie. Și-i suspendat dosarul cu amendă. Că m-au și amendat polițiștii, îți dai seama. Că de ce-i filmam? Sau nu știu cum au argumentat ei. Ceva, doar ceva au zis, că de ce-i filmam. Iar ei m-au, unul dintre ei m-a agresat fizic ca să-mi ia telefonul de mână. Și l-a și deteriorat. I-a rupt carcasa cu care îl prindeam de bicicletă. Aveam carcasă de la frate meu. Mi-a dat tot cu telefon. Și i-a rupt-o tâmpitul de polițai. Și până acum nu răspunde, nu pățește nimic. O să iasă liniștit la pensie, dacă nu cumva deja e pensionat din poliție, o să primească pensie enormă, plătită din banii noștri, iar eu și cu pagoba și cu insatisfacția că nu se face dreptate. Lumea glumește. Tu când te duci să-ți iei țigări, dar nu-i bună pil, dacă țigări nu recomand nimănui să cumpere și să consume, e nesănătos. Când te duci la magazin, iei cu tine buletinul de identitate, nici legea nu cunoști, nici demnitate n-ai, nici gura nu ți-o ții închisă. Tocmai omul când știe mai puține, când are orizontul mai îngust, taman atunci țipă în gura mare că el știe adevărul, că asta e albă, că asta e neagră. Oamenii care au mai citit câte ceva, au îndoieli, au întrebări, văd nuanțe de gri, de diverse culori. Cine n-a citit nicio carte și invocă cartea aceea sfântă sau Constituția sau Codul Penal, dar nu l-a citit niciodată? Acela merge așa. Acela sau aceea, iată, Diana Șoșoacă, Iovanovici. Aceea e citită, e juristă, e avocată. Acum iată a ajuns și senatoare. Dar face circ, spectacol populist, pentru că vrea să candideze la prezidențiale, să ia fața lui George Simion și după aceea să ia locul lui Iohannis. Și nu m-ar mira românii care unii dintre ei mai gândesc așa și sunt foarte fideli pe internet să o voteze. Și nu m-ar mira să ajungă majoritate, pentru că ceilalți mai raționali, mai cultivați, o să stea în casă sau o să zic că n-am pe cine vota, că PNL sau, eu știu, USR să-l înainteze iar pe Barna, PNL să-l bage, eu știu, pe cine, pe Rareș Bogdan, de exemplu, și atunci nu o să se ducă la vot că n-au pe cine vota. Și o să iasă alții la vot care să o voteze pe Diana Șoșoacă. Și atunci să ne trezim ca americanii cu un Trump în frunte, pe care nu o să știm cum să-l scoatem, o să fie așa ca un muc pe frunte. Cât avem ceasul? Jumătate de oră, n-am vorbit foarte mult. Iată, Gheorghe Lascu zice: într-o țară civilizată, poliția nu legitimează persoane după bunul lor plac. Asta trebuie să știți. Nu pot să legitimez o persoană ca să știu cu cine vorbesc. Pentru că păreți suspect sau că nu știu ce. Ce suspect? Ce-am făcut? Îmi pare mie suspect că eu sunt polițist și eu pot să... Vă rog să prezentați un buletin. Prima reacție a polițiștilor când te văd cu telefonul pornit sau pui o întrebare acolo, prima reacție, vă rog să prezentați un buletin. Vedeți că dacă nu vreți să prezentați buletinul, se cheamă nesubordonare sau refuz de legitimare. Nu e adevărat. Se numește refuz de legitimare doar dacă tu te-ai prezentat, polițai, jandarm sau cine ești.
Și dacă ai spus pentru ce îl legitimezi pe omul acela, dacă n-ai făcut asta în mod normal, ar trebui să fie dosar penal pentru el că te-a reținut, că te-a amendat, că te-a bruscat, că te-a încătușat. În România încă n-a fost încătușat, dar se poate întâmpla. Marian Cornel Arma zice, ești obligat să ai actul de identitate la tine oriunde mergi. Dacă ești oprit de poliție, ești obligat să te legitimezi. Democrația pe care ai învățat-o tu este de pe Maidan. Nu e adevărat. Nu e adevărat că un polițist te poate legitima în timpul serviciului. Face control, face control, are acest drept prevăzut de lege în toate țările din lume. Raze, dacă știi cu ce se mănâncă. Nu sunt polițist și nu simpatizez, dar actele la control ești obligat să le prezinți. Dar așa este românul. Are drepturi, dar nu are obligații. Zice Petru Becheanu și dacă scrie cu majuscule, e clar că omul răcnește și e clar că nu are argumente și crede că dacă o scrie cu majuscule o să ne convingă. Nu-i adevărat. Putem citi din legi, din norme. Și mai văd pe unii se ceartă, băi, carte de identitate, nu buletin. Lăsați-mă că vă certați pe niște fleacuri, nu e important cum îi zici actului de identitate, mai ales că nu e necesar să-l ai la tine. Poți să n-ai nici carte de identitate, nici buletin, ci că nu suntem pe timpul lui Ceaușescu. Atunci așa se numea actul de identitate și fix atunci, pe timpul lui Ceaușescu, buletinul era ca un carnet, puteai să-i zici atunci carte de identitate, acum la chestia asta cu din plastic ca un card bancar sau un pic mai mare la români îi se zice carte de identitate pentru că e o traducere idiotă din franceză. Ei zic carte d'identité, card de identitate, dar noi zicem carte la o chestie cu multe pagini. Deci nu vă mai certați pe chestii neimportante de denumire. Când, de fapt, fondul e important, n-ai obligație să prezinți nici carte de identitate, nici buletinul, nici pașaportul dacă te oprește un polițai pe stradă sau un jandarm și zice vreau să știu cu cine vorbesc. Și oricum, chiar dacă ți se justifică, îți prezintă legitimația sau insigna, tot poți să spui numai numele tău și alte date de identificare, nu ești obligat să porți cu tine niciun act de identitate. Nicăieri în Europa nu-i obligatoriu să porți așa ceva. Mai ales că în România cardul e mare și dacă îl porți în buzunar se deteriorează. Și mai ales de la vârste mai înaintate, cardul ți-ai dat pe toată viața sau ți-ai dat pe o durată foarte lungă. Deci trebuie să-l păstrezi mult timp și încă există și pedepse pentru deteriorarea buletinului, actului de identitate. De asta când am călătorit atunci în sudul României cu bicicleta, mi-am luat permisul de conducere care e mic cât un card și acolo ai și CNP și fotografie și tot ce trebuie și n-am luat buletinul ca să nu-l deteriorez. Și ce crezi, mă prinde poliția de frontieră pe lângă Dunăre și zice actele. Zic, pari suspect că nu știu ce, că poți fi migrant. Ce migrant, băi, vin? Puteam să vin, dacă treceam Dunărea, puteam să vin dintr-o țară europeană, Bulgaria, în altă țară europeană. N-avem nicio limită de trecere. Dar dacă polițaiul e polițai, a zis, hai să mergem la secție. De ce? Pentru că nu ai buletin. Și iată, ne-ai dat permisul de conducere. Idioți! M-a urcat bicicleta aceea cu greu într-un microbuz. Le-am murdărit scaunele acolo, că eu mergeam de 4 zile prin locuri gloduroase și de tot felul. Ca după aceea să zic că bine, mulțumim, la revedere. Idioți. Cam asta e atitudinea și atmosfera. Toți polemizează despre chestia asta. Clipul e... Iată, și Harigean a comentat, dar nu știu ce era, cam tulbure. A pomenit ceva, 6, 7, 7. El pomenește legi sau ordonanțe sau directive după număr. De parcă toată lumea trebuie să știe despre ce e vorba, da? Zice că, vai de mintea polițistului, oricum
din tonul comentariilor am înțeles că ține cu mine, îmi dă dreptate. Iată, comentarii încă mai periculoase și nu știu de ce unii îl susțin. Adrian Zanfir zice, acest Oleg trebuie altoit bine. Altoit înseamnă să-i dai bătaie. Bătaie e interzisă de codul penal. E interzisă absolut. Da? Deci dacă libertatea de exprimare, dreptul la protest, la întrunire, sunt drepturi tot fundamentale, dar condiționate, dreptul de a nu fi torturat e un drept absolut. Sunt două drepturi absolute în practica internațională modernă. Dreptul la viață, nu poți pe nimeni să-l privezi de viață. Și dreptul la a nu fi torturat. Toate celelalte sunt condiționate și pot fi limitate. Deci dacă un polițist mă altoia bine, risca dosar penal, dar nu în România. V-am povestit ce s-a întâmplat în România cu cazuri de abuz polițienesc și poliție locală și jandarmerie și poliție națională. Am scris plângeri penale și deocamdată numai dosarul de la Bolintin Vale e deschis și procurorii nu fac nimic. M-au chemat la poliția Giurgiu și m-au audiat, după care procurorii nu fac nimic, pe când dosarul de mult trebuia să fie trimis în judecată și eventual judecată. A trecut un an jumate de atunci. Spre final, cred că o să vă arăt clipul, să-l aveți și aici. Să nu umblați să-l căutați. Sau căutați-l doi polițai și un ceaușist. Doi polițai semidocți și un ceaușist. E părerea mea și în felul ăsta vreau să o... să o distribui, să o difuzez. O găsiți pe YouTube, mai ales și dacă nu o puteți viziona din România. Acum încătușați-mă! Mergeți de bunăvoie? Nu. No. Okay. Consider asta un abuz. Este abuz, atunci vă rog frumos să închideți camera ca să nu se desfacă telefonul. Nu, asta e singurul martor. În moșul ce... La intrare pe podul Basarab, poliția l-a oprit pe unul cu camionul. Oare ce nu-i place? Ghiși de ce-s nervoși, că-s filmați. Bună seara. Bună. Atenția 4, Dimitru Ion. În buletin pentru verificare. Pentru ce? Verificare ce o ești de mare, se poate? De ce? Ca să mă intimidați? Nu ca să mă intimidez. Atunci care e temeiul să mă legitimați? Doar să mă legitimez pentru o zi. De ce? Să știu cu cine stau de vorbă. Dar nu-i nevoie. Doresc eu să știu cu cine stau de vorbă. Asta e ilegal. Dacă ați avea un temei legal, v-aș prezenta și buletinul, da, așa? E hărțuire. O să răspundeți. Trebuie să aveți temei să mă legitimați. Trebuie să aveți temei să mă legitimați. Ați înțeles ce v-am spus? Un buletin sau mediante de semnări patru poliție? Roma, de la secția 4, vreau să-mi prezentați, să-mi dați un buletin de identitate. De ce? Vreau să vă aduc la cunoștință că nu vă permit să-mi utilizați. Dar nici n-am nevoie de permisiunea dumneavoastră, sunt în spațiu public. Sunteți în spațiu public, dar fața mea, vocea mea, mașina și alte elemente de care fac parte din serviciul meu sunt date cu caracter personal. Conform ZLD 677 per 2001, nu vă permit să le folosiți. Noastră demonstrați acum incompetență profesională. Nu demonstrați nicio incompetență. Vă rog să-mi prezentați buletinul de identitate. O să vă fac o sesizare la agenția care protejează datele cu caracter personal, iar în cazul în care vor fi divulgate și așa, sunteți pasibili de infracțiune. Dați-mi buletin. Bine. Da? Nu vă dau. Trebuie să aveți temei să mă documentați. Da, vă legitimez pentru că m-ați filmat, aveți niște date cu caracter personal ale mele și sunteți pe cale. Suspect să săvârșiți o contravenție sau o infracțiune. Dumneata ești în uniformă, ești în serviciu public, da, acum. Da, sunt în serviciu, dar eu nu-ți permit dumneata să folosești păi, dar nici am nevoie să-mi permiți. Păi nu, ești permit. În spațiu public, nu ești la dumneata acasă. Nu pe mine, nu pe mine. Ba da, chiar și legitimația pot să filmez. Ce ăsta e, Ceaușescu? Gătușele pe pune. Așa, și bătaie cu Bulanu. Trebuie să te legitimezi, să te duc la cifră. Dacă are temei, mă legitimez, dacă nu, îl consider ăsta abuz. Vă rog frumos.
Vă rog să intrați în locul vehicul. Am bicicleta acolo, dacă rămâne bicicleta o să răspundeți. Da, răspund. Da. Haideți că o conducem și bicicleta. Haideți la haide. Care e temeie să mă legitimați? Eu am buletin. Eu am buletin și mă pot prezenta, dar n-aveți temeie să mă legitimați. Am temeie. Care e temeie legal? Da. M-ați filmat și aveți acte cu caracter personal. Vreau să știu cine m-a filmat. Asta nu e o încălcare. Nu, vreau să știu cine m-a filmat, pentru că vreau să-mi protejez imaginea mea și a poliției române. Dați-mi buletinul, vă rog. Mă numesc Oleg Brega, sunt de la Curaj TV. Foarte bine. Oleg Brega. Foarte bine. Roman Ciprian, secția 4, poliție, sectorul 1. Da? Bine. Să-mi arătați dacă vreți o legitimație. Nu vă are legitimație. Ok. Nu, v-am prezentat, puteți să verificați. Asta e refuz de legitimare. Ce, dumneavoastră mă legitimați pe mine? Faceți-vă da. Poliție ca să legitimați, da? Eu sunt un cetățean. Eu am mai multe drepturi ca dumneata. Eu am mai multe drepturi ca dumneata. Ai avea dumneata drepturi, dar ești obligat. Care-i temeie că l-ați oprit pe asta cu mașina? Problema dumneavoastră, noastră. Deci, ăștia sunt... L-ați oprit în trafic, creați situații de accident. Da. Oleg Brega. E cetățean moldovean. Nu, sunt cetățean român. Bine. Niciodată nu-ți voi prezenta ție ce fac eu în activitate, da? Niciodată nu-ți voi prezenta. Când v-ați dat ce trebuie? Sunt date cu caracter personal. Sunt date cu caracter personal. Când v-ați născut? Când m-am născut era ziua mea de naștere.